cum să folosești aplicația de la interior dacă ești cu Discovery Inclusion. Cred că e cel mai important. Dar hai să vedem care, cum se instalează aplicația și mai mult de atâta, când îți activezi pasul și cum faci toate aceste etape. Hai să încercăm împreună. Sau în primul rând, în primul rând o să trebuie să vă instalați aplicația. Deci astea trei aplicații trebuie să vă instalați. Și anume sunt cele de la Interrail Planner, ăsta, după Discovery U, Travel App-ul și după UseCard-ul. UseCard-ul acesta, în mod normal, dacă vreți să le luați voi separat, se dă de la, se acordă de la vârsta de 30 până la 13 ani, până la 30 de ani și în limite pentru un cost de 40 de lei. Dar pentru că voi sunteți la Discovery Inclusion, voi nu faceți nimic. În primul rând, o să începem cu aplicația Discovery U App, despre asta o să vorbim acum. Cum puteți să vă activați voi și cum puteți să vă băgați codul. Ca idee, la Discovery U App trebuie să vă faceți cont. Așa vă faceți singurei, deschideți, dați pe aici că used a social ca să vă înregistrați, e foarte ușor, vă puneți o parolă și urmează acum să vedeți în colț în dreapta sau în stânga. Suntem deja în aplicație. Eu personal mi-am făcut cont, așa că o să mergem pe contul meu. Am save acolo. Bun, am ajuns la partea asta. După mă duc în jos, în partea de jos, vă apare Planner, Stations, My Trip și My Pass. În cazul meu mă duc pe MyPass, eu deja l-am înregistrat, pass-ul meu, că doar That's Add to Journey și cam așa arată pass-ul meu. Bun, ca idee, aici avem 7 călătorii într-o lună de zile. Respectiv, eu l-am activat începând de data de 17 iulie și e valabil până pe data de 16 august 2024, exact o lună de zile. După cum vedeți, Travel Days am, până în moment de față, nu am nicio zi folosită, din 7. Și cam așa, nu am nimic. Dau Add to My Journey. O să am o călătorie, respectiv, acum, dați ca să înțelegeți. Mă duc în Planner și eu o să ajung din Venice, de acolo o să plec, din Veneția, către Trieste Central, în Italia. Când mă interesează asta? Mă interesează pe data de 17 iulie. Mă interesează să am începând de la 6 și 5 dimineața, ca eu să ajung la ora 11 în Trieste la meeting. O să vorbim și despre harta de meeting în Discovery, unde chiar trebuie să mergeți. Din ce cauză? O să vă zic mai târziu în alt video. Dar vorbim despre asta. Dau un done, îi dau un search, să caut. Dar înainte de asta, eu mă duc pe filter, în stânga mea, și zic așa, că nu necesită rezervarea unui loc. A doua chestie, o bifez, pentru că funcționează doar cu pass-ul, abonamentul pe care noi l-avem. Și cam atâta vreau. Îi dau un update. În acest moment văd toate trenurile. Este de la 6.39, păi și o să like pe ăsta de la 7.39. Îi dau save to my journey. Și îl pun în My Trip. Voi aveți posibilitatea să vă faceți, dar oricum o să vă arate My Trip, My Interrail Trip. Apăsați acolo, lăsați, îi dai Save to My Trip. În acest moment vă duceți în My Trip, vă duceți pe My Trip. Bine, eu am aici două. Da, îi dau delete la unul. Vă uitați la el și deja îl aveți. Ca idee... eu dacă dau pe colțul din dreapta în acest moment, înseamnă că mi-am rezervat acel tren și de atunci rămâne pentru mine. În momentul de față nu o să fac asta, o să o las puțin mai târziu, dar ca idee, use a travel day, sunt pe data de 17, dau aici, dar o să las în standby momentan. Da, și cam, momentan cam așa arată accountul. Bun, după mă duc la more. Și la more, o să vedeți aici, sunt două chestii. Do more, be more with your European Youth Card. Acest card vă oferă vouă posibilitatea la 60.000 de comercianți din Europa, reduceri. Respectiv pe booking, la restaurante, că mergeți cu transportul în comun, că mergeți, nu știu, cu feribotul și așa mai departe. Există discounturi și de 70-80%, dar sunt și undeva minime 5-3%. Deci da.
Ca idee, eu îi dau un go, pot să-i dau un go și îi dau activate my card. Și începând de acum, din acest moment, de când voi îl activați, este valabil un an de zile. Repet, un an de zile este activ. Și, uite, eu deja l-am activat. Deja numele meu, cardul, și este valabil până pe 12 iulie 2024. Bun, deci deja e activatos. Bun, pentru că am deja asta, deja card number, îi dau un copy. Bine, trebuie să dau cumva un copy. În fine, deschis-o, zic aici Romania, not in account, și aici trebuie să introduc numărul cardului pe care eu... Nu uitați, dacă v-a plăcut, un like, un share și un coment în caz dacă au apărut probleme. Eu cu echipa mea o să mergem în Italia și alte grupe, nu știu unde vor merge, dar eu zic să ne urmăriți atât pe Instagram, contul meu este Andreea Osman. Puteți să mă urmăriți acolo direct și da, nu știu ce să mai zic. Mă ajută foarte mult aprecierea asta. Așa că zi faină, vă doresc și revin cu un alt video interactiv despre această aplicație și cum a fost drumul nostru. Cheers!